Severinenii care obișnuiesc să facă plimbări prin parcul din zona gării au observat că spațiul a devenit neîngrijit. Mai multe mesaje au sosit la numărul de SMS 1284 cu sesizări către primărie pentru rezolvarea acestei situații. Parcul de jos de la gară arată ca după război. Ce face primăria? Doar nu costă nimic să taie iarba și să strângă gunoaiele. Faptul că parcul nu prezintă nici siguranță din cauza lipsei iluminatului ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru autorități. Parcul situat în apropierea gării din Drobeta Turnul Severin este cu siguranță unul dintre locurile uitate de primărie. Invadat de gunoaie și buruieni, ca să nu mai vorbim despre faptul că aici nu există sistem de iluminat public. Greu de spus dacă cineva va interveni. În primărie pare perioadă estivală cu program redus din cauza căldurii. Unul dintre viceprimari este la cursuri la Căciulata, celălalt de negăsit, iar primarul, altădată obsedat de curățenie, ocolește astfel de subiecte. Am încercat să găsim un răspuns de la primăria Drobeta Turnul Severin, însă aici niciunul dintre reprezentanții acestei instituții nu a fost de găsit pentru a comenta situația. Orice fel de problemă poate fi sesizată în scris la numărul de SMS 1284, pe e-mail la știri@televizionaseverin.ro sau telefonic la 0252 320 320.